Salut și bine te-am găsit! Ia uite, este un nou event, super tare, MS1 este prezent și este extrem de ușor de luat acest tănculeț. Ce trebuie să faci este doar să obții câte 5 victorii pe zi, vei primi 5 medalii, să zic așa, și după ce ai acumulat primele 15, poți să iei tănculețul, a fost aici. Să știi că este și pudelul prezent, de tier 6. Un tanculeț care s-ar putea să fie interesant, nu știu dacă chiar de turneu, tancul nu arată rău după statistici, dar hai să vedem despre acest foarte frumos și tanculeț, cred că este de tier 2, light, da. Nu știu cu ce să încep cu acest tanculeț, nu am, de fapt nu știu ce a selectat light, că nu am niciun tank de tier 2, un camuflaj legendar pe el, bineînțeles. Să arate cât se poate de frumos tânculețul și hai să-l admirăm împreună. Da, este un tank foarte frumos, cu acest camuflaj într-adevăr arată foarte, foarte bine. Este primul tank, din câte am înțeles, primul tank de serie făcut de ruși. Serviciile secrete au lucrat foarte bine de-a lungul timpului și au spus cuvântul și în primul război mondial. Ei bine, tot așa, din câte am înțeles, din câte am citit pe Google despre tănculeț, se pare că șasiul a fost furat de la francez, de la Renault, motorul de la Fiat și așa mai departe, din stânga, din dreapta au mai luat câte ceva și ce au putut să facă? Au putut să facă un tank mai bun decât competitorii lor, decât francezii și așa mai departe, pentru că au îmbunătățit unele lucruri. De exemplu, suspensiile au fost făcute de ruși, mult îmbunătățite, astfel încât tankul putea să traverseze trenurile mai greu accesibile datorită acestei suspensii. Nu te aștepta să fie un tank bun, nu este un tank bun, este doar un tank de colecție, un tank care, părerea mea, că trebuie să-l ai în garaj doar de dragul de a îl admira. Ca statistici, nu știu dacă o să vorbim despre statistici, hai să jucăm un joc cu el. Am muniție, am nici nu, nici știu, a echipament. Oh, da, nu știu ce să aleg la tankul ăsta, pe cuvântul meu, hai să punem calibrare. Doamne, supercharge, armură, nu are armură, cred că nu are armură, dispersie, pfa, e praf. Da, n-am nici cea mai mică idee ce e cu tankulețul ăsta. Dar trebuie să-l ai. Este un event foarte ușor, s-ar putea să fie mai interesant pentru tine dacă vrei să joci tiere mai mari, s-ar putea să faci ceva bani în Poodle, care este, din câte am văzut, un tank premium. Acesta este un tank colector de tier 2, un tank care probabil nu multă lume se va juca decât acum zilele astea, cât timp este în event. Da, este foarte important pentru că pentru ruși este primul tank făcut în serie și care, nu știu dacă nu se numește și acest MS1 și T18, ceva variante T16, T17 au mai fost modificări la tank stânga-dreapta, în bătălii nu am reușit să nu am mai avut răbdare să citesc dacă a fost sau nu pe câmpul de bătălie acest tânculeț. Cert este că nu a avut viață foarte lungă, a fost foarte repede depășit de tehnologie și ca urmare alte tancuri mai puternice și mai rapide au sosit pe câmpul de bătălie, astfel încât acest tânculeț care nu a fost scos în foarte multe exemplare, totuși au mai rămas în viață, dar pe terenul de antrenament al militarilor, astfel încât să se obișnuiască să vadă despre ce este vorba cu aceste fortificații pe roți. 35 de cai putere, o viteză de 12 km pe oră, o armură de 16 mm, o țeavă de 37 mm, toate aceste caracteristici, da, poate par hasli la prima impresie, dar pe vremea respectivă, când multe nații se băteau cu cai și cu săbii, să știi că ăsta era ca un smeu printre găini. Da, cam asta. Cam asta a fost. Ce aș fi vrut să văd? Probabil că ar fi fost mai interesant o poveste legată despre chiar primul tank, care a fost istoria lui, cum s-a
cum s-a făcut acel tank și care a fost istoria, cum s-a schimbat stilul de bătălie, stilul de bătaie pe câmpul de bătălie, să mă exprim așa. Cred că asta ar fi fost un pic mai interesant. Se pare că jocul nu dorește să ne jucăm. Asta este, nu ne jucăm, doar o mică introducere cu și despre acest event și mai ales MS1. Eu zic că trebuie să ai acest tankuleț în garaj. Nu e un lucru foarte greu de obținut. Timp de 5 zile, să știi, poți să faci, dacă ratezi o zi, nu e nicio problemă, poți să plătești. Eu l-am cumpărat cu 2000 de gold. Îi mulțumesc și pe această cale lui Acheron, care m-a ajutat să fac primele 5 victorii. Și restul am cumpărat cu 2000 de gold acest tânculeț, pentru că nu am avut răbdare, sincer, să mai aștept 2 zile. Acestea fiind spuse, eu îți doresc mult, mult succes în nou event și nu uita, nu vinde acest tânculeț, este mult prea frumos, mult prea emblematic pentru acest joc și pentru inginerii IT-iști care au creat acest joc, da. O zi bună să ai! Cât se poate de frumos. Salut!